Bine ne-a revenit, nebunilor! S-a fumat, s-a băut, s-a făcut pipi! Doamne, cât ți-am rămas! Cât suntem? Toți, nu? Oameni buni, este ceva important și pentru noi, pentru că nu știm exact ce este. E un show de comedie în care se improvizează foarte mult, iar piesa principală sunteți voi. Hai să aplaudim. Cine a fost la show de la 10 și cine... Wow! Deci... Au venit mulți oameni special pentru show-ul ăsta. Hai să facem așa. Ce făceați voi acum dacă nu era spectacolul ăsta? După show de la 10, unde vă... Unde mergeți? Ok. Cu cine mergeți? Sunteți... Ce, care-i... Voi două sunteți împreună? Voi două sunteți împreună. Și tu ești de la masa cealaltă? Ești de la masa cealaltă, yeah, frate, dar are stilul ăla libidinos de a se duce spre masa de... E șoferul de la Uber pe care l-am mai păstrat un pic. Ăla care dă mâna în spate este pipăie, știi? Stai, domnișoară, că am o sacoșă aici, trebuie să o iau. Vă jur, eu am crezut că sunteți împreună, puteam să pun pariu. A, tu ești de la altă masă? A, tu ești cu ei? Ce-i ciudat e că ei s-au dat un pic mai în spate de tine. Să-ți dai seama că ceilalți de la masă de la el sunt acum... Cui, atârnachii ăsta, cred că... Cred că în seara asta... Da, uite, da, cum te numești, frate? Dragoș. Cum? Dragoș, Dragoș. Dragoș, trebuia să nu-l întreb, că a vorbit, acum nu mai fute nimic, iată. Dragoș, tu ai corpul de om lucrat la sală, doar vocea ți-a rămas nelucrată. E. Ce sunteți, colegi de ce? Sau cum sunteți, prieteni? Colegi de facultate? La ce ești, Dragoș? Ce? Construcții. Pare că genunchiul tău e mai lângă ele un pic. Dar crezi că ar merge pe bune? Uite, ce vârstă aveți? N-am voie. Am voie să întreb? N-ai voie să debe. 40. Înainte. Fugi, tată, fugi. Tu cât ai? 20 de ani. Fugi, tată. Ce drag, te înham tu la o asemenea construcție? Nu râde pulă că ăsta e patrimoniu istoric ăsta. Nu-i bloc de la Vai Morții lui din Popești de ordine de construiți voi, de ieșit de la construcție. Stai clădire din centru, te s-o iei frumos cu pensula. E restaurare? Da. Dai un pic jos mucegaiul, că mai e pe la colțuri. Intri acolo și a, păi cineva lucra până acum aici. A... Ia uitați ce a lăsat în urmă. E ciudat că noi vedem doar oamenii din primul rând, aș vrea să vedem și în rândul 2 ce avem aici. Avem niște tineri, nu? Sunteți tineri? Sunteți tineri, frate. Ai freza aia de Beatles, așa, nu? A revenit la modă? De tine, la tine, măi, ce te uite alea, tovarășul tău? Că... Da, chiar tu. Par studenți. Sunteți studenți? Da. Da? La ce sunteți studenți? Sociologie. La sociologie. Toți la sociologie? Poli. E la poli? A, e poli, adică nu mă fut cu ei. Asta am vrut să zic, că e foarte mult pe futut. Scuze, e mult pe futut, dar așa... Și puteți fi prieteni așa tu de la sociologie și ei de la politehnică? Okay. Și hei băieți, voi trei, cum e să ieșiți cu o fată? Care dintre voi... Care dintre voi are întâlnire cu ea? A fost unul la primul show? Voi doi sunteți? A, e soția ta? Dar de ce mi-a arătat inelul? Noi doi. Noi ne uităm. E suficient de târziu pentru destăinuile, apropo, tot vorbeam de film. V-ați filmat vreodată în timp ce făceați sex? Te-ai pozat? Te-ai pozat? Ești mai bine în poze, frate, decât în... Că în poze nu se vede că... În poze nu se vede că ai obosit când fuți, nu? În poze e... Omul are o vârstă și... O doamnă cu experiență multă. A văzut multe la viața ei și tot ai surprins-o. Pentru cei din spate a zis, așa de scurt a fost că o poză a reușit să faci. Și doamna vine din perioada aia în care telefoanele nu aveau memorie multă. Voi băieții din tribună, voi la ce vârstă vă situați? 21, deci voi ați... La anul și voi băieți. Și tu, iubitul ei, cât ai? 20, opa! Minte... Păi a fost eu cu cel mai laud coaie, dacă nu zic că ai 19 ani. Ți-e rușine cu ea că e cam bătrână?
Merge greu relația între o tânără de 21 și un tânăr de 19? Chiar. Mare diferență asta între... L-ai dezvirginat? Nu, nu, nu. Nu, nu mai era domnișor de mult? Dar știi ce apreciez? Mă așteptam de la tine să vorbească mai trapăre așa, da, mai cu futu de domnișor, a zis el. Nici pe vremea mea nu se mai zicea domnișor. Hai să vedem, uite, voi de cât timp sunteți împreună, ziceați? De 4 luni. Și v-ați făcut cadouri până acum? Da. Ce v-ați făcut cadouri? Păi am fost ziua mea, mi-a luat inel. Păi stai puțin, deci... Ia inel după 4 luni? Deci tu i-ai luat inel, dar n-ai cerut-o în căsătorie? Păi și când o ceri în căsătorie, cu ce pula mea o ceri? Că eu nu înțeleg. Cu brățar, a zis cineva? Tu ești cu o brățară la aia, vrei să fii soția mea? Pe aia cu lănțișori, vrei să divorțăm? Cât timp credeți că o să stați împreună? Mulțum copii, au zis mult, da. Și urlă cineva bine de acolo. Da, ați mai avut, ați mai avut o relație așa serioasă de 4 luni? E, doamna aia se cacă pe ea de râs. Vai morților! Băieți din dreapta, ce? Cum e? Băi, ați mai fost, ați mai privit vreo relație lungă, serios? Bine, pe de altă parte, așa înveți din greșele altora, nu? Da, da. Când o să te, vă combinați și voi cu o tipă, o să-i zici, eu știu tot despre relații. L-am urmărit pe prietenul meu. Hai să fim serioși acum. Ați dat vreodată vreo labă cu gândul la ea? Adică... Ba, vrei știi să știi. Știi răspunsul, lasă vrăși, iar. Toți ne prefacem că nu vrem să-l știm. A fost așa, dar nu vreau să știu răspunsul. Nu vreau să știu răspunsul, Andrei știu. Voi, fetelor, ați fost și voi combinat, măritate, concubinate ceva de-a lungul vieții? Tu ai fugit de la nuntă? A, la 18 ani când ți-ai căutat cazare? Pare că a venit direct aici, deci... La câți ani v-ați măritat? Ce scuze că am vorbit cu voi și aveam această poveste. Ați încercat să vă măritați? La 24. Ai, să mă apuc, atât de aproape. Mai ai de așteptat, da, până îți dă brățara. Dar era o nuntă din aia aranjată cumva? Adică familie... A fost așa cumva... Am fost luată pe sus? Avea și ea doi prieteni care ne tot urmăreau. Adică cine te forțează de conjunturi? Asta, cred că a vândut-o. Cred că părinții au vândut-o. Asta este. Nu, erau cumva niște așteptări. Erau niște așteptări. Tu ți-a fost frică să... A, de noaptea anunții? Astea erau așteptările? Te gândeai la cerceaful ăla care iese total pe balcon? Și toată dezamăgirea din ochii socrilor? Să-mi bapul ăla, poate l-a spălat după ce a futut-o. Eram deja însărcinată la mine. Și ai fugit și cu copilul? Și cu copilul. Măi, ăsta-i scenariul de film românesc. Bă, ăsta-i fisul, mă! Ia-ți mama în brațe. Iată cei care au plecat și pierd. Reunirea familiei. E fisul pe care l-a părăsit și acum încearcă să o fută. Este... E o tipie aici. Dar și seamănă un pic, dacă v-ați uitat un pic la... Aveți aceeași pometă, aceeași obrăjoră, des cu poftă. Mamă? Oh, scuze, mami. Poți să-mi dai 10 lei? Tu ești prietena ei, nu? Ai vreo poveste nu, de viață? Nu, păi, și ea s-a pus aiurea la masă. Nu știu ce se pune la masă acolo. Ca să fii prieten cu ea, trebuie să ai o poveste și tu de viață. Ceva! Ai făcut! Ea... Ai fugit și tu de la un botez, o mormântare, de la... Era... Ce-ai făcut? Ai divorțat și eu am divorțat, sunt la a doua căsătorie și sunt curios, de ce ai divorțat la prima? Care au fost? Poate divorțe și la a doua. Oh, nebuno, stai un pic! Doamnele astea două, stai de-aia se înțeleg așa de bine, că sunt băfugit în general. Îți iei un bărbat, îl capi, dă-l... Dă-l, nici, dă-l. Nici n-au apucat să-i spun dacă am probleme sau nu. Pleacă, dă-te dracu, fugi. Ok, ce n-a mers la prima asta? Nu v-ați mai căsătorit doar, nu? Nu mai vrem.
Ai o decizie de grup? Voi de asta stați împreună pentru siguranță, cum stau animalele mai mici și mai plăpânde? Sunt un fel de... s-au adunat o haită de femei divorțate, împreună suntem mai puternice. Împreună nu ne mai pot băcăli. Ce n-a mers la prima căsnicie? Că după aia zic eu ce n-a mers la mea. N-am fost pe același drum. Ați fost pe același drum? E un contrast foarte frumos aici în seara asta. Cine pe cine a înșelat? Asta mă interesa să aflu. A, deci el. Sunt două doamne el. Trecute prin multe și în spatele lor doi băieți prin care n-au trecut prin mai nimic. Dacă te uiți un pic la expresia feței lor, cumva ar vrea să fie mai mult prieteni cu ele să le urmărească decât cu ei doi. Vă mulțumim foarte mulțumim mult frumos, că ați asistat la acea ceva. E... Doamne, ați dat mult de la voi. Vă mulțumim mult de tot. O seară minunată să aveți. Ceau!